Așa, Raița și Alexandra. Da, bună. Da. În, voi aveți un cabinet în Botoșani. De un an de zile am deschis. Suntem o echipă mică, formată din 3 medici și o asistentă. Super. Și ne dorim să ajungem mari, 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 așa ca voi. Perfect. Și ce v-a făcut să veniți acum către noi pentru internship-ul de anestezie? Noi am achiziționat un aparat de anestezie inhalatorie. Și Veta, corect? Veta, Veta 3. Și modelul basic care nu are ventilație sau capnografie. Da. Okay. Și ne dorim să oferim și acest serviciu pacienților noștri. Pentru că momentan în acest oraș nu este, nu are nimeni anestezie inhalatorie și ne-am dorit să oferim pacienților și asta, să nu mai trebuiască să meargă în alte orașe. Ai zis că vorbește ea. Ai prins curaj tu acum, nu? Bine. Noi am lucrat și pe Dräger, pe Kato, am lucrat și pe un Veta 5, cred că este al nostru, cel care are și modul de ventilație, dar am stat mai mult fără să folosim modulul de ventilație, l-am folosit doar demonstrativ. Ai dat mai mult la balon, Alexandra. Da. Cât de mult știai tu despre anestezie inhalatorie sau cât ai făcut până să vii aici? Doar văzut și auzit din prin facultate. Ok, și acum avem 5 zile practic de când ești cu noi și cum ți se pare experiența până acum? Este foarte utilă. Deci asta pot să zic în primul rând. Am învățat multe lucruri pe partea de anestezie și nu numai pe partea de anestezie, adică stând chiar și pe lângă chirurg și în preoperator și în postoperator, am avut șansa să văd chiar multe alte abordări față de ce știam până acum. Și în momentul ăsta, de exemplu, pentru un pacient care nu este foarte complicat pentru o castrare sau pentru o intervenție de rutină, te simți confortabilă să mergi mâine să o anesteziezi cu ce ai învățat în ultimele zile? Mine, când ajung acasă cu trenul, imediat. Te duci și anesteziezi ceva repede, nu? Mi-a intrat parcă în reflex și atunci... Cu balon. Ok, super, mă bucur. Nu știu, dacă aveți voi ceva în plus de transmis sau de spus către noi, ceva ce am putea îmbunătăți, ceva ce am putea schimba sau ce v-ar fi plăcut să faceți în plus față de ce am făcut acum? Mai multe zile. Mai multe zile. Da, ne-ar fi plăcut asta, să avem posibilitatea să stăm mai mult. Ne simțim foarte bine, toată echipa a fost super, super. Mă bucur că voi ați venit și noaptea și ați interacționat inclusiv cu tura de noapte, cu cele au venit urgențe. Tu ai stat în internat până la 5 dimineața să mușești pui. Da, mi-a plăcut că toată lumea este disponibilă, toți vor să te ajute, chiar dacă ai cea mai stupidă întrebare, te ajută și îți explică, indiferent pentru ce vii aici, poți să vezi mult mai multe. Și mă bucur mult că există posibilitatea asta. Mi-aș dori pe viitor poate să venim să stăm mai mult. Cu drag. Suntem aici, avem cazare, aveți camera voastră de acum. Da. Ne descurcăm. Și sunt foarte utile internship-urile, mai ales partea că oferiți varietate. Asta înseamnă cardio, oftalmo, eco, medicină internă și mai departe. Da. Sunt foarte binevenite. Deja le recomandă colegilor. Da. Ceva ce credeți că pe partea asta de anestezie v-ar fi ajutat în plus față de ce v-am arătat eu în momentul ăsta? Sau nu știu, vă gândiți la chestii pe care ar fi bine să le implementăm noi? Asta și ca feedback pentru noi, pentru că voi sunteți prima serie care face interview de anestezie. Noi am mai făcut, sau cel puțin eu și noi împreună cu colegii mei, am mai mers. De obicei mergeam la cabinetul respectiv și trainuiam un om acolo, îl antrenam să facă anestezie. E primul modul pe care îl facem la noi în spital în condițiile astea și faptul că avem o gamă destul de mare de aparate, putem să jonglăm în funcție de ce are omul la cabinet. Fiecare ceva super performant, fiecare un modul basic cu ventilație sau care un simplu aparat care are doar vaporizorul și un balon. Ne ajută să facem chestia asta cu anestezia. Dar ceva ce simțiți voi că v-ar fi ajutat în plus față de ce ați făcut până acum, în afară de mai mult timp? Eu personal, în acest moment nu aș mai adăuga nimic, aș dori să mă întorc și să aplic ceea ce am învățat și ulterior, confruntându-mă singură, de una singură cu situațiile, poate să vin să cer mai mult ajutor. Momentan consider că ce am învățat este foarte mult și ar trebui să aplic mai întâi, ca să văd ce întâmplă. Super. Mulțumesc mult. Sper că vă simți bine. Super. Și noi. Super. Foarte mult. Mulțumesc. Că drag. Ai văzut că nu e greu?